Asta cred că este ultimul sau penultimul episod pe care îl vedeți de la locația asta, cu peretele ăsta frumos în spate și faptul tot ce este pe aici. Cred că o să mai aplâns dacă mai zic ceva de mutat. Sunt foarte enervată că mă mut, dar asta e situația. Astăzi am revenit cu favoritele lunii iulie, pentru că a început august și pentru că era cazul, nu? O să încep cu această mască de păr, care are niște fire de păr pe ea. Masca asta de păr este de la L'Oreal Paris RC Virgin Resistor 3. Dacă mai știți sau dacă ați văzut clipurile de pe L'Oreal Paris, eu am recomandat produsele din gama Virgin Resist și le-am și folosit pentru mine, ca să nu credeți că le recomand în necunoștință de cauză. Șamponul și balsamul le-am terminat și masca asta de fapt este aproape terminată. Am folosit-o odată la două spălări, de asta înseamnă o dată pe săptămână și cam așa este și recomandat. Mi-a plăcut foarte mult. Într-adevăr, părul meu este ceva mai tare, nu mai cade atât de mult păr, ceea ce este foarte ok, pentru că până acum ceva timp eram ca o oaie lățasă prin casă. Și da, mie mi-a plăcut mult masca asta, vă recomand și vouă să încercați dacă aveți părul uscat sau dacă vă cade. Este o mască destul de hidratantă, e foarte, foarte ok. Un alt produs de păr este acest Sugar Shine de la Matex Biolage, care arată cam așa. Și el în principiu este un spray pentru păr normal spre uscat, care oferă un luciu foarte frumos părului. Scrie și pe spate, este mistul iluminator, învăluie fibra capilară într-un voal de lumină. În principiu asta face acest produs. Și ca mod de utilizare, agitați produsul, pulverizați uniform pe părul umed cu apa ca de obicei. Puteți să-l puneți și pe părul uscat. Pe părul uscat o să vă dea ceva mai multe strălucire și e de indicat să îl folosiți pe părul uscat atunci când îl coapați. Eu îl dau și pe părul umed, după ce l-am șters cu prosopul, îmi pun uleiul sau laptele hidratant de la Balea, pentru că știți, am un clip cu rutina zilei, o să vi-l las pe aici undeva. Și după asta, ultima chestie pe care o fac este să-mi pun treaba asta în cap, asta pentru că îmi place ce luciu îmi dă și miroase și foarte, foarte frumos părul și este și ușor fin. V-am zis, să-l folosesc și la afară, mi-a plăcut foarte mult, cred că l-am de, nu știu, de o săptămână, de când m-am vopsit în tot cazul și de atunci îl folosesc la fiecare spălare. Chiar îmi place și vi-l recomand și vouă, nu știu unde îl găsiți, ar trebui să dați un Google, intrați pe Google și scrieți Matex Biolage Sugar Shine System și acolo să vă apară acest produs. Încă un produs de păr și ăsta este pentru fetele iubitoare de beachy waves și părul acela neglijent, dar la care stăm, știm toate cât de mult stăm, să-l aranjăm așa. Și se numește Mineral Mess Maker, tot de la Matrix. Eu nu am intrat în contact cu produsele Matrix până acum 2 săptămâni, până m-am vopsit de fapt, pentru că m-am vopsit cu produse Matrix și atunci am apucat să încerc și ceva chestii de la ei. Și ăsta este un spray de păr care are sare în el, cred că sare marină totuși, și vă ondulează ușor părul, astfel că puteți să aveți niște bucle foarte, foarte legere. Eventual dacă aveți părul ușor ondulat cum îl am eu, după spălare puteți să spreați foarte puțin la vârfuri, nu vă duceți în partea asta a părului spre rădăcină, doar la vârfuri. Spreați părul la vârfuri. Puteți eventual să-l luați în mână și să-i faceți puțin așa ca să prindă un pic de volum sau puteți să-l răsuciți. Ideea este că acest spray are și puțin chestiile la care se găsesc în fixativ, de ți-l fac să stea. Aici zice că are hold-ul de 2, pe o scară de la 1 la 5. Este destul de puternic, în sensul că vă ține buclele așa cum le-ați făcut, mai ales dacă îi faceți și controlatorul, sigur, o să vă țină mult și bine. Pe mine m-au ținut 3 zile fără problemă, a 4-a zi m-am spălat, dar m-ar fi ținut și mai mult chestia asta. Un alt produs pe care îl iubesc, v-am mai povestit despre el în alte videoclipuri de favorite, dar de vara trecută, cred, și acum am întors de el pentru că m-am bronzat puțin, este acest fond de ten de la L'Oreal Paris, Infallible 24. Eu am aici nuanța 125 Natural Rosé, mi-ar plăcea să găsesc o nuanță ceva mai deschisă, o nuanță mai deschisă, dar care să nu aibă totuși ton roz. Îmi place foarte mult fondul ăsta de ten, are acoperire măricică, medie spre mare, aș putea zice, efect mat.
Nu se descurcă foarte bine cu sebumul, mi se pare mie, eu mai tapotez pe parcursul zilei puțină pudră, dar îmi place foarte mult finish-ul, mi se pare că se vede super, super drăguț și pentru fotografii mi se pare super ok, îmi place mult pentru să de ten și îl găsiți supermarketuri online, pe tot, este în jur de 60 de lei cred, sau ceva de genul ăsta. Și ultimul produs pe care l-am folosit foarte mult luna asta și despre care cred totuși că v-am mai vorbit într-un clip cu favorite este mascara Grandios de la Lancome. De data aceasta Grandios Extrem, eu am și Grandios Simplu și Grandios Extrem. Diferența între ele este că Grandios Extrem oferă foarte mult volum, iar celălalt Grandios Simplu nu oferă la fel de mult volum. Mie îmi plac genele cu mult volum, dacă nu mă interesează neapărat să fie lungi, cât să aibă mult volum. Trebuie să vă arăt și penița, de fapt să o știți. Și oricum dacă dați un search pe Google, o găsiți imediat. Produsul ăsta îl găsiți atât în magazinele Sephora, cât și online, și cred că și în Douglas, și s-ar putea și în Marionau. Cam asta a fost clipul de astăzi, sper că v-a plăcut și sper că ați găsit și voi produse interesante prin aceste 5 produse pe care eu vi le-am arătat și pe care eu le îndrăgesc foarte mult în perioada asta. Bine, nu vă mai țin. Până data viitoare, nu uitați să mă urmăriți pe Facebook, blog, Instagram și am și cont de Pinterest, dar mă găsiți cu același nume, Denisa Simamu. Și am și cont de Snapchat și acolo sunt Denisa Simamu, la fel peste tot, de fapt sunt Denisa Simamu. Găsiți toate linkurile necesare în secțiunea de descrieri. V-am pupat! Pa, pa!